Expoziția anuală 2012 a reunit parte din lucrările a 30 de artiști plastici suceveni foarte apreciați. Astăzi s-a întâmplat să fie și Ziua Unirii și așa cum spune cântecul Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârțim gura frăției pe pământul României, zic că nu ar fi rău să ne propunem să fim mult mai prietenoși, mai buni și așa cum spune cântecul, să ne dăm mâna, pentru că împreună vom face lucruri multe, bune și frumoase. Astăzi participați la anuala 2012 a filialei artiștilor plastici profesioniști. În expoziție vă veți întâlni cu lucrările celor mai activi colegi, cei care sprijină această filială încă de la înființare din 1970, unii care sunt alături de noi și le mulțumim pentru munca lor care au depus-o începând din 1970. Dați-mi voi în primul rând să vă spun la mulți ani, pentru că e prima acțiune pe anul acesta și vă doresc un an cu cât mai multe expoziții și lucrări și înainte de toate sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră alături de cei dragi. La eveniment a luat parte și cunoscutul critic de artă ieșan, Valentin Ciucă, care a evidențiat valoarea lucrărilor expuse în cadrul anualei 2012. A vorbit despre Bucovina laudativ, nu este un compliment, este doar o informație. Bucovina este o entitate, să zicem, nu numai socială, politică, în care se definesc personalitățile cu adevărat, iar în zona creației, de câteva secole cel puțin, există priorități care au depășit de mult zona strictă a naționalului, intrând în circuitul de valori perene și cele care cu adevărat definesc o spiritualitate. Expoziția anuală 2012 a fost organizată de filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România în parteneriat cu Shopping City Suceava.